Salutare, dragii mei, eu sunt Violet, bine ați venit pe canalul meu, este un canal despre hobby și timp liber și împreună cu Claudia Poplician avem și o emisiune foarte tare în fiecare vineri la ora 19 pe canalele noastre de YouTube, atât al meu cât și al Claudiei. Regăsiți o emisiune Trăsnet, vise împletite cu Viu și Clau, pentru femei deștepte, inteligente, care tricotează și croșetează. În cadrul acestei emisiuni avem un proiect, o cutiuță specială pe care o facem pentru voi în fiecare lună, care conține scheme, fire, accesorii pentru tricotat și croșetat și mici bunătăți handmade, lucrate de noi sau de colaboratorii noștri foarte hărnicuți. Haideți să vedem ce a conținut cutia lunii iunie. Așa, a fost o cutie foarte, foarte așteptată pentru că are niște proiecte deosebite care pot fi foarte versatile. Să vedem despre ce este vorba, nu? Bineînțeles, în fiecare cutie o să primiți scheme, atât croșetate cât și tricotate. Și aveți și un mesaj în fiecare lună din partea noastră. În această lună, mesajul este: luptă-te să progresezi, nu să atingi perfecțiunea. Fă un pas mic spre visul tău și astăzi. Nu-ți propune mare acusare, ia-o pas cu pas și vei reuși. Cu drag, Viu și Clau. Și după cum vedeți deja, prima schemă din această cutie este un top de vară, foarte lejer, pe care l-am tricotat eu și este un top în care aplicăm mai multe tehnici. În primul rând este lucrat de sus, în al doilea rând conține pense și mod de calcul ca să așezați pe corpul vostru cambrat produsele. Îl puteți, bineînțeles, lungi și face rochiță sau îi adăugați mâine și îl faceți bluziță, da? De aceea v-am spus că schemele noastre sunt foarte versatile, dar să lăsăm vorba și să vă arăt mai îndeaproape acest produs. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something.
Cea de-a doua schemă pe care o veți regăsi în această cutie este una trăsnet. Este o rochie de vară lungă, foarte, foarte fină, pe care a lucrat-o Claudia. Sunshine Dress. Această schemă, o să vă spun eu un secret, este foarte, foarte versatilă. De ce? Cu ajutorul ei puteți să vă lucrați 3 produse sau 4. De ce? Vă spun eu, odată, poate să vă iasă rochie. 2. Poate să vă iasă top. 3. Puteți să faceți o fustă. Și 4. Puteți să lucrați un costum. Rochia este excepțională. S-a muncit foarte mult la ea. S-a lucrat aproape 3 luni de zile. Și abia aștept să vă arăt imagini cu această rochie. Și vi le inserez acum. 1, 2, 3, 4. I watch the sun come up today. I wish that you'd been there to see it. But you were only half awake. And nothing ever stops you dreaming. But you're all I need. Honestly, I just wanted you to know that I'll never let you go, so stay with me. I find myself lost in your mind. It stops me thinking for a minute. Aceste produse o să găsiți și cele necesare în cutiuță, da? În cutiuța noastră magică. Produsul handmade din această lună este o oglindă pe care am lucrat-o eu. Le-am vopsit, le-am lipit și o să vă inserez câteva poze aici ca să vedeți câtă muncă s-a depus pentru aceste oglinjoare. Sunt pentru voi și credeți-mă că dacă te uiți în ea, arăți de 10-15 ori mai frumoasă sau, mai bine zis, îți oglindește sufletul. Este o oglindă fermecată, da? Este o oglindă fermecată pe care ați primit-o voi în cutiuță. În cutiuță ați primit și 3 geme de pentru topul Ambrosia. Este vorba de Alize Diva Batik. Este 100% microfibră. În 100 de grame sunt 350 de metri. Firul este potrivit pentru vară atâta timp cât afară nu sunt 50 de grade, dar pentru 30 de grade merge. Pentru că este și un top foarte, foarte lejer și eu să vă spun un secret, acest fir, dacă îl aburiți puțin sau călcați, pică ca o mătase, da? Pentru top eu am folosit 2 geme, dar aveți aici 3 ca să puteți să lucrați unul de mărime mai mare, da? Astea sunt firele pentru top. Firele pentru rochie, am
o veste proastă despre ele, că nu se mai produc în acest an, dar fetele care au primit cutia sunt super, au fost super norocoase că au primit ultimul lot din acest fir. La Rochi au intrat 7 geme, voi primiți 10, da? Ați primit 10 geme, este 100% bumbac mercerizat. Încă o dată mă repet, firele de vară sunt scumpuțe, de aceea această cutie este una destul de bună, ca să zic eu așa, pentru că bumbacul este scump și aveți 10 geme. De aceea v-am întrebat, eu știți că v-am mai întrebat ce culori preferați, pentru că n-am vrut să risc, având în vedere cantitatea pe care o primiți, să primiți o culoare care nu vă place. În acest fir mis este de o finețe foarte bună, sperăm să găsim un înlocuitor cât de curând pentru el sau poate mai aducem, dacă mai găsim pe la cineva, un lot. Este un fir extraordinar, în 50 de grame sunt 280 de metri și sper că fabrica o să-l producă din nou. Pentru că este un fir excepțional pentru vară, subțire, răsucit, cu puțin luciu și într-adevăr foarte, foarte finuț. Lucrările din acest fir ies extraordinar de fine. Dar asta nu e tot, în fiecare cutie mai primiți și niște bunătăți, da? Și ne-am hotărât ca în această cutie să primiți și câteva bunătăți din partea noastră. Este acest coșuleț în care puteți să puneți firele, proiectele voastre la care lucrați. Este destul de încăpător, mai ales pentru produsele de vară și plus că dă bine în poze. Nu-i așa? Și ca orice meșteșugăriță foarte iscusită, trebuie să aveți și un ambalaj frumos ca să vă țineți ghemele, da? Și avem aici firele Diva pentru bluziță și hai să vă arăt ce a mai conținut coșulețul. În fiecare lună v-am spus că vă punem nasturi, da? Ca să-i aveți acolo să îi adunați, da? Și în această cutie s-au nimerit niște nasturi pentru cardigan, dar pe lângă nasturi, în cutiuță ați primit 5 cleștișori. La ce folosesc acești cleștișori? Ca să prindeți părțile între ele în momentul în care le coaseți, da? Prindeți părțile și vă ajută la cusut. Și aveți și 5 cleștișori. De asemenea, ați primit cadou și o pereche de andrele subțiri, numărul 1,5. Nu le-am folosit la proiecte, dar vi le-am trimis pentru că oricând o meșteșugăriță bună și o hârnicuță are nevoie de niște andrele subțirele. Nu se știe când. Fie să lucrați cu ele, fie să scoateți ochiurile la un produs ca să-l puneți pe pauză, da? Eu mereu apelez la ele, fie să ridicați ochiurile, da? În momentul în care lucrați un produs tricotat și vreți să ridicați ochiurile, vă ajută să aveți o pereche de andrele mai subțiri, da? Aceasta a fost cutiuța noastră fermecată din această lună. A fost o cutie foarte, foarte muncită și încă o dată vreau să vă reamintesc că aceste cutii sunt surpriză. Aceste cutii sunt ca să vă aducă un zâmbet pe buze, ca să vă aducă o surpriză, da? Sunt cutii surprize pe care voi le primiți în fiecare lună și nu știți ce o să primiți în ele, dar noi depunem tot efortul ca să fie ceva deosebit și inedit, cum a fost această rochie. Și bineînțeles că o să vă aștepte ceva tot la fel de deosebit și în iulie și în august și în următoarele luni. De aceea nu ezitați să vă treceți pe lista noastră. Prețul unei cutii rămâne neschimbat, în fiecare lună este 225 de lei, iar valoarea cutiei și o să vă explic de ce, că am spus în emisiune că valoarea acestei cutii este 600 de euro. Vă spun de ce. Această schemă, dacă o lucrați, rochile de acest gen se vând acum, în prezent, pe eBay cu 500 de euro. Deci o roche de acest gen, lucrată din fir finuț de vară, costă între 500-550 de euro în funcție de ofertă. Da? De aceea, cutia este nestemată, această schemă se poate folosi după aceea în nenumărate moduri și nu doar aceasta, v-am spus și schema pentru top, care puteți să faceți rochiță, puteți să faceți bluziță, pentru că aveți acolo calcule foarte interesante, cum să aranjați pe bust, da? Cele care au primit schema știu la ce mă refer. Aceste scheme o să le găsiți și separat pe pagina mea de Facebook, de această dată.
schema pentru top va rămâne 35 de lei, așa cum sunt toate schemele de la noi de pe pagină. O schemă din cutie costă 35 de lei, schemele pentru jucării sunt 25 de lei, iar pentru această rochie, pentru că este un proiect la care s-a lucrat foarte, foarte mult și este foarte complex, va fi prețul schemei 50 de lei. De aceea v-am spus că au fost foarte norocoase cele care s-au abonat și au primit această cutie. În plus, cele care au abonament și care comandă mereu cutii au șansa de a câștiga o cutie cadou. În fiecare lună cineva primește o cutie cadou din partea noastră și asta pot să confirme fetele sub acest video și să scrie cine a primit din partea noastră cutia cadou cu cost zero. Vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest video, vă mulțumesc celor care susțin emisiunea Vise Împletite prin achiziționarea acestor cutii, pentru că este un ajutor pentru noi și o susținere pentru investiția pe care o facem pentru această emisiune, pe care o translăm gratis în fiecare vineri, ca să puteți să aveți acces la informații interesante, informații utile și foarte multe sfaturi și idei. Vă doresc o zi extraordinară, vă îmbrățișez, o vară extraordinară, minunată, caldă, cu miros de mare, plajă, munte, fiecare ce preferă, sau chiar și cu o cafea în grădină, tricotând ceva. Nu uitați că este păcat să rosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Vă îmbrățișez!